Într-o nicio societate, indiferent că e fotbal sau o altă societate comercială, nu există ca unul doar dictează și ceilalți doar execută. Normal, mai sunt și diferențe de opinie. Asta nu înseamnă că Marius Corector a plecat din cauza mea. A fost un moment la care el a ales o altă cale în viață, un alt contract, a mers pentru a-i fi mai bine, în niciun caz n-a plecat din cauza mea. N-avea niciun motiv să plece din cauza mea. Pentru că dacă ar fi fost să plece din cauza mea, ar fi plecat cu un an de zile înainte sau poate un an jumate înainte. În niciun caz, într-un moment în care el juca meci de meci, era capitanul echipei. Deci așa că cred că ar trebui, risipită îndoială asta. Leo, întreb într-o polemică aici. Există o filozofie spusă, o știm, crede-mă că n-are rost. El a plecat la Botoșani din cauza ta. N-are rost să mai cumpere. Asta a fost opinia lui. Eu nu cred. Eu nu cred în chestia asta. E adevărat că tu n-ai avut răutatea asta. El a plecat din cauza ta. Nu cred așa ceva. Da, Leo, putea să găsească în alt moment. Așa este. Păi tocmai faptul că a plecat într-un moment în care ne-a dezamăturat pe noi. Dar nu-și mai contează. Eu spun că lucrurile sunt trecute. Deci dacă vrea să plece, putea să o facă în vară. Și n-am făcut-o în vară. A preferat după ce s-a început campionatul. A plecat pentru că în momentul respectiv nu avea o ofertă avantajos financiară. Asta merită reținut. Că dacă vrea Cruitorul să spună, domnule, eu nu mai vreau să continui încă un an din cauza lui grozav. Eu am altă opinie. Nu a plecat, a plecat în momentul în care Cabrera a jucat fotbal. Deci pentru că el a jucat în echipă, când l-am avut locuitor Leo, când l-aveam în spate... Eu ce am vrut să scot în evidență este că s-a marșat prea mult că... Nu, s-a marșat prea mult că eu n-am nimic cu omul Marius Cruitor. Am avut anumite divergențe vis-a-vis de comportamentul lui în teren și atâta tot. Eu nu aveam ce să am cu Marius Cruitor. Eu nu pot să am ceva cu el. Și acum mă văd cu el, mă salut, sunt un om civilizat. Consider că avem o relație normală. Că el asta a ales în viață, e problema lui și ce să spun. Și la momentul respectiv, timpul va demonstra dacă am avut eu sau am avut el dreptate. Eu nu vreau să fiu rătăcios. Întrebarea care stă pe buzele.